În bucătărie, Vlăduț, Flavia, neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum primiți voi Crăciun? Acum e, v-am întrebat dacă i-ați scris moșului? Nu v-am întrebat. I-ați scris moșului? Eu i-am scris din noiembrie. Adică îi tot scriu. Așa. Adică mai adaug în fiecare zi câte ceva. Crezi că e normal să-i tot dai task-uri? Adică, ok, ți-am cerut moșul aia. Ah, și că... Păi urmează să avem o relație pentru toată viața. Normal să-i dau task-uri. El trebuie să vină în fiecare an, nu? Am înțeles, dar nu e normal să faci lista de la început? Păi nu, că n-a... Omul își mai schimbă părerile. Poate astăzi îmi doresc ceva și peste jumătate de oră, cine știe, îmi doresc și aia, dar și altceva. Deci cum faceți lista pentru Moș Crăciun, așa faceți și lista de cumpărături. Începeți cu neesențialul. Da, da, iar voi luați fix ce este pe lista. Adică dacă eu scriu 3 morcovi, nu există 4 morcovi, există numai 3. Atunci de ce ai făcut lista dacă mi-ai scris 3 morcovi? Normal că iau 3 morcovi. Înseamnă că atâția... Îți trebuiesc. Da, și da. Ai văzut fața doamnei când te prezint cu 4 morcovi? Cât ți-am zis să iei? Da. 3. De ce ai luat 4? Da. Te-a păcălit aia în viață, ți-a dat și nenorocirea asta. Așa recunoști un bărbat căsătorit atunci în supermarket, e singurul care are listă. Listă, da. El ia numai ce e pe listă, da. Acum vine pe WhatsApp. Recunoști și când ajunge acasă nu găsește la mine tot pe niște... listă. Da? La mine tot pe listă. Doar să n-aveți WhatsApp. Încârnat așa lung. Nu găsești niște, nu se găsesc niște itemuri, da? Niciodată nu iau nimic. Și vine întrebarea: "Bă, dar tu nu gândești cu capul tău?" Nu. Exact. Adică, păi n-am găsit nu știu păi ce. Tocmai pentru că nu gândim cu capul nostru, primim listă. Bravo, exact asta e. Așa e. Păi și ideea. Dacă nu găsești anumit sos, iau unul care nu, să fie asemănător. Nu, greșeală. Nu găsesc, nu iau. Da. De ce? Bărbatul căsătorit întotdeauna după ceartă are dilema asta. Ce vrea, dreptate sau liniște? Adevăr sau liniște? De ce? Îmi dau foc sigur la geamantan, dar e o gândire defectă asta, pentru că te trimite încă o dată. Du-te de ea dână la ce era. Ta! Păi nu era bulionul ăla la borcan. Nu e bun ăsta la cutie, că ține aluminiu ăla. Și du-te și ia de aluminiu. Deci nu e bine nici așa, că m-am gândit, am furat-o de multe ori așa. N-am luat că n-am găsit, dar ne trebuie, du-te de ea ce era. Da, tu nu te uiți în frigider, nu vezi ce ne lipsește. Ia, te îmbraci, mai ales acum e veselie când e răgoarea asta afară. Nu, că abia m-am dezbrăcat, du-te. Te duci. Decât să dor păpreș. Da, n-ai cum. Te duci ce pregătești astăzi. În timp ce vorbeați voi, eu mă gândeam, pentru că eu am două case, știi? Casa mea și casa de aici. Și având două frigidere, eu întotdeauna confund ce am aici cu ce am acasă și invers. Înțeleg, se întâmplă așa. Mă duc să cumpăr ceva pentru mine privat și zic: "A, păi stai puțin, că am. Și când ajung acasă, constat că nu am de fapt și de fapt am în platou. Înțelegi ce mai întâmplă? De la asta nu v-am gândit. Foarte complicată viața. Neața, colegul Dani, noastră, ce dileme aveți la cumpărături? Nu, mă gândeam că unii bărbați au și două case și se duc și vor să iau o pereche de ceva, mm-hmm, și știu că este, și se duc la casa cealaltă și își dau seama că nu este. Foarte nasol. Nu știu, Răzvane, eu nu am dileme. Eu nu am listă de cumpărături, evident. Eu în fiecare zi sunt întrebat de 2-3 dintre voi când mă însor să am și o listă și după aia imediat vine o rubrică din asta în care povestiți despre cât de fain este să fii căsătorit. Cât de fain este și iar mă dați înapoi, hotărâți-vă, bă băieți. Că așa și Sfinxul a apărut prin îngheț, dezgheț, așa am învățat la geografie. Și ai văzut ce ochi, ce față de prost are Sfinxul? Dani, nu-ți doresc ca în mijlocul unui supermarket un glas de copil care este al tău să se audă lin, cristalin, exact ca sunetul acesta și să te întrebe: "Ți-a dat mami lista?" În mijlocul oamenilor. Cauți groapa să te asculți. E ca și cum la... Dar ce faci, nu ți-a dat mami lista? E ca și cum la teză te întreabă colegul cu voce tare, să audă și profa: "Ai fițuică?" Exact așa, da. Este mă de aici, zic. Știi că mai sunt familii unde ea are mare încredere în el atunci când îl trimite la cumpărături, atât de mare încredere încât îi dă și copilului o copie după listă. Ai văzut niciodată? A zis mama să... Da, și mă... Da, da. Și mai e o problemă pe care o să o dezbatem când o să avem foarte mult timp, care e treaba cu pungile de gunoi. Adică de ce niciodată o pungă de gunoi luată de un bărbat nu e o pungă bună de gunoi? Știi discuția asta? Da, cum că e prea mică, că se rupe, că e prea așa, că e din aia, că poluăm, că nu sănătos poluăm, că de ce e albastră și nu e neagră, că de ce ai luat de aia albă. Așa vreau să-mi fac un stoc de...
60 de litri, 120 de litri. Dar de ce ne-ai luat de 120? Pentru că avem o găleată de 30 de litri. Da, dar zice să vină așa și peste ea. Hai să nu mai aruncăm gunoiul. Repet, liniște sau dreptate? Ai liniște sau dreptate? Dumneavoastră, ce ați alege? O fi de la Zodi. Tare mult, Cătălin Oprișan, modelul bărbatului activ într-o relație de 20 de cât 16 ani. Activ. Activ e ăla care dă ordine și... Activ, pasivo-activ. Care activ? Nu? Ești un bun executant? Dar și ce greu e să-ți iei aia când ai și pungi? Ce? Aia, eu Ștefan Voievod, eu așa-i zic la aia. Când desfăce aia, bătea ăla la tobe. Yo, Ștefan Voievod. Dar de ce nu te-ai gândit, tu ai scris o carte despre sport? Da. Și ar trebui să scoți și o carte despre asta. Cum să reziști atâția ani? Așa s-ar chema. Tot un sport este. Da, deci n-are WhatsApp, el n-are WhatsApp, sport. Merge cu listă. Asta mi-ar trebui să mai umblu cu un telefon cu alea. Mai bine lista pe... Și el nu merge la supermarket. Pe WhatsApp nu poți să tai. Atenție mare de tot, tai cu pixul. Cum? Ei cum, tai cu pixul de acolo. Să nu treci de două ori. Las că o să vă aduc o dată una, dar să nu fie făcătură. Efectiv să, adică nu zic că lumea, bă, ai făcut-o special. Ca să vezi că e primul rând împărțită pe departamente. Adică... Tanti Elena de la Jinea. Merg acolo frumos și cumpărăm brânză, ouă cu tare, adică nu le amesteci. Aha. Ai tras lungă, s-a terminat. Fructe, pac, te-ai dus la reanul de fructe, că altfel e, du-te să încerci în capul tău, ar șuiera gândurile ca trenurile în Gara de Nord. Cum zicea Diver. Pac, te duci după aia la supermarketul ăla adevărat. De unde iei? Spirit, ce îți trebuie la saci de gunoi, mânuși de alea de unică folosință, dema, chian, ce e trecut pe listă? Îmi pare că o parte din bărbații care se uită acum la televizor, da, simt că li se face dreptate și dau din bărbie așa. Așa e. Da, exact. Până uite altul ca noi. Da, alta bărbie. Până când privirea ei întâlnește bărbia și el zice: "Ci, nu, nu, da, cer scuze că am răsucit cuțitul în inima multora dintre noi." Unele soții acum zic: "Uite, altul cum poate." Da. Și nici nu e cine știe ce. Cel mai bun banc în chip de concluzie ăla cu ce ofensiv cum e? Da. Când se ceartă soțul și soția în casă. Și când vorbesc cu tine, nu mai ridica glasul la mine. Dar zici, n-am spus nimic de 20 de minute. Dar uite ce ofensiv privești! Să trecem la ale noastre, Cătălin Oprișan. Vine în general cu lucruri de pe internet, dar nu știu ce l-a stârnit.